Ministrul Sănătății Nicolae Băniciu a declarat că Ministerul pe care îl conduce a cerut un buget mai mare în 2015 pentru a fi incluse creșterile salariale promise cadrelor medicale și bursele pentru rezidenți. Nicolae Bănicioiu a afirmat că bugetul sănătății a fost în 2014 de 4,4 miliarde de lei, iar pentru 2015 a solicitat ca această sumă să crească, astfel încât să poată fi incluse creșterile salariale anunțate, menținerea buselor pentru medicii rezidenți, dar și finanțarea unor programe naționale de sănătate noi. Citez, banii sunt o problemă până la un anumit punct. Problema este cum gestionezi acești bani ca să ajungă pe ceea ce trebuie să fie cheltuiți. Nu cred că, cu cât ai mai mulți bani, problemele se rezolvă. Noi trebuie să facem un mecanism care să funcționeze. Am solicitat o creștere și mă aștept ca bugetul să fie peste 4,4-4,5 milioane de lei. Consider o prioritate majoră bugetul alocat pentru programe naționale de sănătate, unde prevedem o creștere suplimentară pentru a elimina sincopele și disfuncțiile. A declarat ministrul

Ministrul Sănătății a mai spus că sunt mai multe discuții privind programele naționale de sănătate, fiind în plan și introducerea de programe noi. Spre exemplu, dorim să reluăm programul de fertilizare în vitro. Așa cum am spus, în buget includem și partea de testare a hipoacuziei la nou născuți și luăm în calcul și o suplimentare de buget pentru programul de cancer, dar ne gândim să introducem partea de testare genetică pentru bolnavi de cancer. Sper să fie posibil acest fapt și în România. Suplimentări vor fi și pe programul Mama și Copilul și tot ceea ce înseamnă prematuri. Și la programul de transplant ne gândim la suplimentarea veniturilor. Proiectul de buget are în calcul și creșterile salariale propuse, dar și bursele pentru medicii rezidenți, a afirmat ministrul Sănătății. Făcând referire la testările genetice pe partea de oncologie, ministrul Sănătății a explicat că acestea sunt valabile doar pentru leucemie.